Un bărbat de 44 de ani din comuna Bâlteni este cercetat pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice susțin că în perioada octombrie 2015-ianuarie 2016, în calitate de administrator, nu ar fi înregistrat în evidența contabilă a unei societăți comerciale toate veniturile realizate din comercializarea băuturilor alcoolice din punctul de lucru din localitate. Anchetatorii spun că prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 10.000 de lei. Pe numele bărbatului s-a întocmit dosar penal.